Reușită medicală extraordinară la un spital din Statele Unite ale Americii. O echipă de chirurgi a realizat în premieră un dublu transplant de brațe la un pacient minor. Copilul și-a pierdut membrele din cauza unei infecții severe în urmă cu 6 ani. Acum este foarte fericit și speră că va avea parte de o viață normală. Timp de 6 ani, Harvey a avut o viață total diferită față de cea a altor copii. A învățat să trăiască, să se joace și să îmbrățișeze fără mâini. I-au fost amputate în urma unei infecții severe care a dus la cangrenă. O echipă de medici a venit acum în ajutor. Iar ieri, băiatul de 8 ani a apărut în fața lumii făcând cu mâna. Harvey este primul copil care a beneficiat de un dublu transplant de mâini, cu tot cu partea inferioară a antebrațelor. O echipă de 40 de medici și asistente au luat parte la ampla intervenție chirurgicală ce a durat 11 ore. Specialiștii au folosit plăci de oțel și șuruburi pentru a îmbina oasele, apoi au conectat nervii, arterele, venele, mușchii și tendoanele. And it's a huge step forward in the movement of reconstructive surgery and now what we call restorative surgery. Medicii l-au lăudat pe micul pacient. I-au admirat curajul și tăria de care a dat dovadă pe durata acestei experiențe extrem de dificile. Iar Harvey i-a uimit încă o dată când le-a spus că era cumva pregătit și pentru situația în care operația nu ar fi avut succes. If it didn't go well, I would have my family to fall back on. It was ultimately his decision. I was the mother, and I had the role of meeting with these guys and going over all of the risk and all of the possibilities. And after a parent checking it, it was no more of a risk than a kidney transplant. Un transplant pe care Harvey l-a făcut deja. De altfel, medicii l-au considerat un bun candidat la complicata intervenție, tocmai pentru că băiatul deja lua medicamente care să împiedice corpul să respingă noul rinichi. Transplantul de mâini a avut loc în urmă cu o lună. Până acum, medicii au toate motivele să fie optimiști, dar va dura o jumătate de an până când vor afla dacă Harvey își poate folosi brațele.